Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Școală de vară de artă naivă. Prefectul cere demisia conducerii AJUPIS. Sunt Lia la Poiana Sărată. Weekendul trecut a fost mare sărbătoare în satul Poiana Sărată din comuna Oituz. De la cel mai mic până la cel mare au sărbătorit Sântilia, dar și împlinirea a 200 de ani de la înființarea satului. La invitația echipei organizatorilor, colonel Marian Petrescu și a preotului Sine Lăzărel au răspuns un număr mare de oficialități locale, județene, dar și de la nivel central. Este vorba de Mircea Fechet, ministrul mediului, apelor și pădurilor, Claudiu Năstase, secretar de stat, subprefectul Narcis Jitalu, dar și consilierii județeni și locali, Cezar Oltean, Anuș și Elena Pașcu, apă văloaie. Mai multe detalii urmăriți în imagini. Vă întâmpin cu același cuvânt. Bine ați venit acasă pentru cei care vă simțiți acasă și asta sperăm că și pentru domnul ministru și pentru autoritățile locale și toți cei invitați. Bine ați venit acasă. Le spunem bine au venit acasă și fraților din Basarabia. Delegația din Crihana Veche, care ne-a onorat cu prezența în această perioadă, când ne gândim să sărbătorim 200 de ani de istorie, credință creștină și tradiție românească în acest sat Poiana Sărată. Așa cum ne-am obișnuit în fiecare an și așa cum am învățat de la înaintașii noștri, nu va putea să existe o nedeie mocănească fără rugăciune, fără a ne întâlni cu Dumnezeu. Vom continua atmosfera de rugăciune pe care am început-o la Dumnezeiasca Liturghie de joi, apoi la slujba de aseară și astăzi vom ruga pe milostivul Dumnezeu prin proția Părintelui Protoiereu, să-i mulțumim pentru că ne-a mai dăruit încă o zi, încă un an și nădăjdim ani necesari mântuirii, din timpul acesta al mântuirii. Deși locuitorii acestui sat în decursul celor 200 de ani au trecut prin război, prin alungări, prin distrugerea satului și alte lucruri care au făcut să plece de aici, cu toate acestea, ați avut forța să reveniți, să reconstruiți și să duceți mai departe puterea și credința de a fi poienar. Ați reușit de fiecare dată să țineți steagul sus și să păstrați vie această zonă în care nu doar dumneavoastră vă mândriți, ci toți cei care tranzitează aduc cuvinte de laudă. Bună ziua tuturor! Bună ziua, dragi poienari! Bine v-am găsit acasă! Felicitări tuturor cu această frumoasă sărbătoare, în special localnicilor și oaspeților prezenți la acest eveniment, la această sărbătoare comună care, într-adevăr, ne aparține. Mulțumim în special administrației publice locale Oituz pentru invitația și oportunitatea de a fi astăzi aici prezenți la această frumoasă sărbătoare. Nu în ultimul rând domnului Petrescu, preacucernicilor părinți, pentru această posibilitate de a sărbători bicentenarul localității Poiana Sărată împreună și totodată materializând acordul de înfrățire semnat între aceste două localități. Vă mulțumim în special. Zilele localității sunt zile de sărbătoare unde toți localnicii sunt deschiși, mărinimoși spre a primi oaspeți, rude, copii. Dumneavoastră ați fost cei mai generoși oferindu-ne
din nou această posibilitate de a sărbători, de a fi oaspeții localității dumneavoastră pe parcursul a 3 zile. Pe dragi poenari și oaspeții ai localității, bună ziua! Când trăim pe acest pământ, mai avem un lucru sfânt, o câmpie, un sat natal, o clopotniță pe deal. Cât avem un sat departe și un grai ce n-are moarte, cât trecutul ținem minte, mai există lucruri sfinte. Poiana Sărată, sat clădit în preajma bisericii, din care iradiază harul și lumina lui Dumnezeu, împlinește 200 de ani. Și mai bine de 150 de ani, satele noastre sunt, de fapt, înfrățite. Din anii 1900, atunci când mai multe familii de poienari s-au stabilit cu traiul în comuna Crihana Veche, atestată documentar la 12 mai 1425. Prefectul județului Bacău, Lucian Bogdanel, a acuzat conducerea AJPIS că a tolerat zeci de nereguli și a lăsat beneficiarul, copilul sau vârstnicul pe ultimul loc. În urma controlului făcut de inspectorii din alte județe la comanda prefectului, s-au descoperit grave nereguli făcute de funcționari din cadrul AJPIS. Prefectul Bogdanel spune că există o concluzie clară, aceea că funcționarii AJPIS sunt îmblat cu proprietarii de centre. Aceștia retrag sau acordă licențe discreționar, fără a respecta criteriile legale. Un raport care a scos în evidență mai multe neconformități, nereguli în funcționarea acestor centre rezidențiale, dar mai mult decât atât, mai multe nereguli în ceea ce privește exercitarea de către inspectorii sociali din cadrul AJPIS Bacău a atribuțiilor de muncă și a responsabilităților conferite lor de lege. Nu mai spun că printre aceste nereguli se numără și o practică abuzivă, discreționară în ceea ce privește activitatea de licențiere provizorie a acestor centre, de retragere a licențelor, de monitorizare, evaluare și inspecție a calității serviciilor prestate în aceste centre. Cu verificări făcute mai degrabă din birou, și nu de pe teren, care au condus la ce? La rapoarte neconforme din punctul de vedere al datelor consemnate cu realitatea din teren și la tolerarea unui climat în care beneficiarul, vârstnicul, copilul cu dizabilități, a fost plasat pe ultimul loc. Mai mult, prefectul spune că familia fostului director al AJPIS, Teodor Adachi, care încă ocupă o funcție importantă în instituție, deține un astfel de centru. Nu pot să trec cu vederea faptul că fostul șef al AJPIS Bacău, fost șef până în august anul trecut, Teodor Adachi, cu titlu de exemplu pentru dumneavoastră, deține familia sa un astfel de centru. Și eu stau și mă întreb și vă întreb și pe dumneavoastră, desigur retoric, cum pot fi acești inspectori sociali responsabili, obiectivi, în momentul în care șeful lor, conducerea AJPIS, șeful lor sau prietenii șefului lor au interese de afaceri în acest domeniu, al centrelor rezidențiale și căminilor pentru vârstnici. Cum mai pot ei verifica, având în vedere, în considerare acest conflict de interese evident pentru mine, cum mai pot ei verifica obiectiv, în mod obiectiv, aceste centre și cum își pot exercita responsabilitățile și atribuțiile în relație cu domeniul de activitate cu care au atribuții conferite de lege. Prefectul le-a cerut demisia atât fostului șef Teodor Adachi, cât și actualului director Andreea Sălbaticu. Solicitarea este adresată fostului director AJPIS Teodor Adachi și actualei directoare Andreea Sălbaticu și solicitarea mea este ca cei doi să facă urgent un pas în spate și să demisioneze din funcții, pentru că noi considerăm că la conducerea AJPIS este nevoie de o mână fermă care să poată ține în frâu atât instituția cât și, iată, ghemul de interese care roiește în jurul acestei instituții,
și deopotrivă să avem la conducere persoane care nu au interese personale la limita conflictului de interese cu acest domeniu de activitate. De asemenea, prefectul spune că au fost licențe retrase abuziv, deși centrele respectau 96% dintre criterii, doar că acești inspectori sociali își reglau conturile, a mai adăugat prefectul județului Bacău. Acesta a prezentat documente extrase dintr-un raport făcut de inspectorii din Iași, care au ajuns la concluzia că mai multe centre au fost controlate abuziv de către inspectorii din Bacău. Potrivit raportului de control prezentat de prefect, 6 inspectori de la AJPIS se află sub o anchetă administrativă, care va stabili la final fiecare vinovăție în parte și măsurile în cauză. Mai multe documente au fost predate poliției, care a deschis un dosar în acest caz. Echipa de control a Ministrului Muncii apreciază că la nivelul AJPIS Bacău, activitatea de inspecție, evaluare, monitorizare și control a serviciilor sociale a fost realizată în mod deficitar, nefiind respectate pe o perioadă lungă de timp, la niciun nivel ierarhic, o serie de prevederi legale aplicabile în domeniul de competență. Practic, un fel de sat fără câini. Acesta AJPIS Bacău. Și nu mă îndoiesc că situația se regăsește și în alte județe. Sigur că corpul de control a dispus mai multe măsuri, inclusiv măsura punerii sub cercetare administrativă a celor 6 inspectori sociali din cadrul AJPIS Bacău, procedură care se află în lucru. În urma controalelor realizate de către comisiile mixte la cele 120 de centre rezidențiale, 51 de copii, 47 de persoane vârstnice, 18 persoane cu dizabilități, 4 alte persoane dependente, din care 57 publice și 63 private, au fost aplicate 180 de amenzi în cuantum de atenție, 1.347.000 de lei, și au fost date 578 de avertizmente scrise și verbale. S-au aplicat 180 de amenzi în cuantum de aproximativ 1,35 milioane lei, 270.000 de euro, aproximativ. Concomitent au fost date 578, aproape 600, da, de avertismente scrise în primul rând și verbale. După numărul de contravenții, amenzi și avertismente cumulat, cele mai multe au fost aplicate de ISU, 312, ITM, aproape 200, și Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorului, 106 astfel de amenzi și avertismente scrise, cumulat. La Biserica Sfântul Voievod Ștefan cel Mare din Bacău a avut loc a 4-a ediție a Școlii de Vară de Artă Naivă, organizată în parteneriat cu Cercul de Artă Plastică Terapie prin Artă de la Școala Populară de Arte Bacău. Școala a reușit să strângă peste 80 de copii din comunitatea băcăoană. Din prima zi, copiilor le-au fost explicate primele reguli de aplicat atunci când faci un desen sau chiar o pictură. La deschiderea cursului au venit să stea de vorbă cu elevii despre artă, pictură și pasiunea lor Carmen Voisei, directoarea Școlii Populară de Artă, profesor Aurel Stanciu și Augustin Cojocaru, părintele paroh Liviu Apetrei, părintele Laurențiu și poeta Victoria Leonov, dar și voluntarii care au ajutat la organizarea cursului. Am rămas profund impresionată de lucrările voastre. Să știți că școala de vară nu s-a terminat. La noi, la Școala Populară, școala continuă până pe 28 iulie. Vă așteptăm în continuare, dacă doriți, pentru dansuri populare, pentru cusuțe sud, pentru ceramică, pictură în continuare, deci dacă doriți, vă așteptăm cu drag. Școala este gratuită și bineînțeles că și noi oferim acolo alte diplome și îndrumări pentru voi, cei care într-adevăr aveți talent. Bucuria de a avea în mijlocul nostru copii de toate vârstele, de a avea în mijlocul nostru domni și doamne profesoare care i-au ghidat în călătoria frumoasă a acestei săptămâni, a școlii de vară, în arta picturii, a desenului, atât pe sticlă, pe pânză, pe lemn și diferitele activități în care au fost ancorați cu toții pentru a se bucura de frumoasa vacanță și binemeritata vacanță. Bineînțeles, așa cum am spus, în compania Sfinților și a tuturor celor care au contribuit și contribuie la dezvoltarea sufletească și intelectuală a copiilor noștri. Cred că e a patra oară de când sunt aici în tabără la,
la dumneavoastră, școala de vară, școala tabără de toamnă și sunt bucuros că am fost invitat și anul acesta de cât părintele și mulțumesc frumos și părintele Laurențiu și astăzi încheiem săptămâna noastră de muncă, de creație, de pasiune, de dăruire care ați făcut-o dumneavoastră pentru și mi-a părut bine când n-ați venit de acasă tras lucrările de la imprimante. Voi ați creat astăzi și ați simțit voi, cum ați văzut voi, cred că de multe ori se spune în ochi minții și ați spus pe pânză povești, povestele și ați gândit dumneavoastră spontan. Și asta mi-a plăcut foarte mult la dumneavoastră și la doamne profesoare care au lucrat în continuare cu alte echipe și sunt mândru că pot să în drum și să promovez arta noastră bătăoană. Este un efort foarte mare. Cineva zice, a desenează. Nu. A desena este un efort intelectual foarte greu. Pentru că nu copii o idee. Trebuie să o spui tu. Și cum o spui? Deci trebuie să o spui în așa fel ca privitorul să-i placă, să spună gândurile voastre. Am văzut în aceste tablouri flori de câmp. Am văzut străluciri. Toate desenele au reflectat lumină, au reflectat frumusețe, au reflectat culoare, ceea ce și toate sunt izvorâte dintr-un sentiment curat de copii, dintr-un sentiment nevinovat. Tablourile v-am spus că împrăștie lumină și asta înseamnă puritatea care o aveți voi în suflet, ați exprimat-o în aceste desene. La final a avut loc vernisajul expoziției cu lucrări realizate de copii și au fost acordate diplome participanților. Primarul Comunei Gura-Văii, Silviu Tinei, le reamintește elevilor cu domiciliul pe raza Comunei Gura-Văii, care au definitivat examenul de evaluare națională, clasa 8-a și bacalaureat, indiferent de unitatea școlară unde au absolvit, că sunt invitați să depună dosarul, carte de identitate, diploma, adeverință de absolvire pentru obținerea stimulentului financiar la registratura primăriei Gura-Văii până pe data de 1 august 2023. Reamintim faptul că elevul de clasa 8-a care a obținut cea mai mare medie la evaluarea națională primește pe lângă premiul în bani și un laptop de ultimă generație. Elevul de clasa 12-a, care a obținut cea mai mare medie la bacalaureat, primește pe lângă premiul în bani și un laptop de ultimă generație. Acesta sau aceasta va avea posibilitatea de a intra în programul primar pentru o săptămână, în care va fi implicat activ în administrația publică locală. Clasa 8-a unității școlare Gura-Văii Temelia sau Dumbrava, care a obținut cea mai mare medie la evaluarea națională, beneficiază de o plimbare împreună cu primarul și viceprimarul comunei la Muzeul de Științe ale Naturii Bacău, la Vivariu, la Cinema și la Food Court Mall Bacău. Conform regulamentului aprobat de Consiliul Local Gura-Văii, media minimă pentru premiere este de 7. TNR Bacău, un an de implicare, inovare și leadership tânăr. Într-un an marcat de provocări și schimbări, filiala Bacău, a Organizației de Tineret Național Liberal, a demonstrat că tinerii au puterea de a aduce perspective noi și de a propune soluții inovatoare în contextul politic. La un an de la alegerile județene, TNR Bacău își publică raportul de activitate ca o dovadă de transparență, dar și de implicare. TNR Bacău încurajează tinerii din județ să se alăture generației altfel, o mișcare care pune accent pe implicare civică și responsabilitate, inovare și o nouă viziune asupra politicii. Pentru noi, politica nu este doar o obligație civică, ci și un prilej de a dezvolta comunitățile în care trăim. Am reușit să aducem pe scenă probleme emergente și să propunem soluții progresiste, contribuind astfel la evoluția societății, a declarat președintele TNL Bacău, Iancu Cosmin Alexandru. Mă bucur să văd în Organizația de Tineret Liberală din județ atât de mulți tineri implicați și dornici să schimbe în bine România de mâine. Am mare încredere în ceea ce pot realiza și așa cum le-am transmis mereu, voi continua să-i susțin în toate proiectele lor. Tinerii sunt viitorul țării și este datoria noastră să le oferim toate oportunitățile de care au nevoie, a declarat Mircea Fechet, ministrul mediului, apelor și pădurilor și președintele PNL Bacău. Tinerii liberali din Bacău au întreprins mai multe categorii de acțiuni, printre care educaționale, de vizite de lucru, recreative și școli politice. În cadrul acestora s-au desfășurat campanii de reciclare și ecologizare, precum TNL Goes Green în Onești, Itești și Bacău, dar și acțiuni de conștientizare socială, cum ar fi campania Un măr la schimb pentru o țigară. Mâinile acestea nu vor lovi
Brașovii niciodată. De asemenea, au avut loc vizite de lucru la Palatul Parlamentului, precum și în localitățile importante din județ, precum Dărmănești, Moinești și Comănești. Filiala TNL Bacău a pus accentul pe dezvoltarea competențelor de leadership ale tinerilor, organizând cursuri și școli politice, inclusiv Next Level Leadership, Avramiancu sau Leadership pentru administrațiile locale din România. Pe partea de recreere și socializare, activități precum Cupa Județeană de Fotbal, Generația Altfel, momentele artistice sau campaniile de sărbători au adus zâmbete și bucurie în rândul tinerilor. Pentru anul viitor ne propunem să continuăm cu aceleași acțiuni semnificative, cum ar fi campaniile de ecologizare și școlile politice. Apreciem eforturile fiecărui membru al echipei și le mulțumim pentru implicare, a adăugat Iancu Cosmin Alexandru. Școala de vară a Universității Vasile Alexandri din Bacău, responsabilitate față de viitorul nostru la final. Vineri 21 iulie s-a încheiat Școala de vară, responsabilitate față de viitorul nostru, realizată la Universitatea Vasile Alexandri din Bacău, în cadrul proiectului Cercetarea din laboratoare către societate, dezvoltarea capacității de cercetare a Universității Vasile Alexandri din Bacău, prin valorificarea apartenenței la ecosistemul CDI din regiunea Nord-Est. Evenimentul organizat în colaborare cu Liga Studenților din cadrul Universității Vasile Alexandri din Bacău s-a bucurat de participarea unui grup mare de liceeni din Onești, Moinești, Adjud, Sascut, Piatra Neamț, Vaslui, Târgohna și Gura Humorului, care au experimentat cu acest prilej o săptămână de locuit în căminele studențești. Desigur, cei mai numeroși au fost elevii din Bacău, de la clasa a 8-a până la clasa a 12-a. Curiozitatea și dorința de a experimenta i-a adus pe elevi în cadrul unor laboratoare unde profesorii și invitații acestora au pregătit activități atractive care au acoperit toate domeniile în care Universitatea Vasile Alexandri din Bacău oferă formare la nivel de licență, master și doctorat. Toate atelierele au fost apreciate în mod diferit, în acord cu interesele și pasiunile elevilor. Unii au fost atrași de aspectele specifice diferitelor domenii în funcție de area de interes, iar alții au apreciat activitățile de grup, ori evidențiarea rolului diversității și a conștientizării efectelor acțiunilor întreprinse asupra comunităților și mediului global. O parte dintre elevi au participat la o vizită la Aerostar, o altă activitate a fost derulată la Observatorul Astronomic Victor Anesin din Bacău, iar Biblioteca Universității a găzduit evenimentul Învățător la 95 de ani. Deși temperaturile ridicate au constituit o provocare, s-au desfășurat și activități sportive, iar serile au fost dedicate activităților recreative, discuțiilor și schimbului de experiențe și de impresii dintre participanți. Firul roșu care a legat toate activitățile a fost atitudinea de a fi responsabil. Această abordare a fost gândită în acord cu aplicația Responsabilitate față de generațiile viitoare, propusă în cadrul apelului Erasmus Plus, inițiativa pentru universității europene din ianuarie 2020, la care Universitatea Vasile Alexandri din Bacău a colaborat în cadrul consorțiului împreună cu 6 universități partenere. Este vorba de universitate din Olanda, Austria, Germania, Spania, Finlanda și Belgia. Începând cu ediția din vara anului 2024, Școala de vară va avea porțile deschise și pentru studenții acestor universități partenere în cadrul consorțiului UP University. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Marți 25 iulie, cerul va fi parțial noros. Maxima zilei urcă până la valori de 36 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 20 de grade Celsius. Miercuri 26 iulie, cerul va fi parțial noros. Pe alocuri pot să apară furtuni scurte cu fulgere. Maxima zilei ajunge până la valori de 35 de grade Celsius, în timp ce minima pe timpul nopții coboară până la 17 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.